sunt al măsura la mic prietena noastră, dar ceea ce vedem este deosebit de frumos. Mă face o plăcere chiar totul specială să prezint această expoziție, pentru că doamna Michaela Nica Craciun face parte din acea generație de artiști pe care eu o prețuiesc foarte mult, generația artiștilor formați în deceniile 5-6 ale secolului trecut la Academia de Artă. Știm foarte bine că în acea perioadă Victor Interbelici și cei care au studiat cu ei și au devenit la rândul lor profesori au perpetuat o școală de pictură cu care putem să ne mândrim și în prezent și în zilele noastre. Aud cu tristețe că doamna Nica Crăciun a așteptat 4 ani o sală de la Galeria UAP, Uniunii Artiștilor Plastici și a cărei membre este de foarte multă vreme. Și nu voi rata nici acest prilej să spun că regret foarte mult și că fiecare dată mi-a părut rău, chiar și eu am fost pusă în situația asta, să fiu refuzată sau amânată atunci când am dorit să deschid o expoziție a unui artist din această generație. Se pare că artiștii care au făcut istorie nu mai sunt atât de mult prețuiți. Dar bine că s-a întâmplat, bine că totuși această expoziție retrospectivă a putut fi până la urmă deschisă și cred că și prezența dumneavoastră aici spune foarte mult. Expoziția, așa cum eu chiar am încercat să spun mai devreme și cum vedeți și dumneavoastră, este alcătuită din lucrări care vin din toate perioadele de creație, încă de la începuturi, de la din primii ani, din anii de bucurii artistei și până spre zilele noastre. Sunt lucrări din deceniile 5, 6, 7, 8, 9 și din secolul 21. Lucrări care sunt în egală măsură crâmpeie de viață și etape de creație. Cu toate acestea, chiar dacă anii care le despart, care despart lucrările sunt destul de mulți, putem cu toții să remarcăm că există o anumită unitate a viziunii, a stilului, până la urmă o unitate care definește această personalitate creatoare. Ceea ce vedem aici, ca retrospectivă, este alcătuit din lucrări din, create din diferite tehnici și vedem pictura clasică în ulei, dar și pastel și, desigur, tapiserie, pentru că artista a lucrat și în această tehnică și zic eu că a lucrat mult talent și că există foarte bine personalitatea și viziunea și prin această tehnică. Vedem foarte bine, de asemenea, că genurile clasice sunt prezente în această retrospectivă, adică portret, natură statică, peisaj sunt foarte prezente, numai că fiecare dintre ele este abordată într-o manieră, a zice eu, personală. Și o să vă dau doar un exemplu pe care îl puteți vedea foarte bine. Sunt aceste nuduri, peisaje pe care artista le-a numit metamorfoze. Sunt treceri, de fapt, de la anatomia umană la peisaj, existând niște similitudini vizuale pe care doamna Nica Crăciun le-a exploatat cu foarte mult gust. De asemenea, peisajele sunt, așa cum vedem, mult prea puține expresii directe ale ceea ce percepe ochiul în contact cu natura, sunt mai degrabă reinterpretări ale locurilor pe unde a călătorit și pe care le-a văzut, sunt în egală măsură transpuneri ale trăirilor și ale atmosferei acelor spații. Și vedem că predomină dealurile, uneori într-o abordare extrem de modernă care refuză perspectiva sau o modifică foarte mult, numai ceea ce știm de perspectiva clasică, este foarte mult modificată și știu că artiștii moderni, în general, au făcut acest lucru și regăsim și aici, dar regăsim desigur și lucrări realizate chiar în perspectiva așa cum. Inclusia tridimensională, chiar așa cum o cunoaștem cu toții. Aș remarca de asemenea, făcând această trecere de la personaj, peisaj, compozițiile cu personaje, cu balerine, cu trupuri în mișcare, surprinse în dinamism, e un fel de întregătură de trupuri, de anatomii care au foarte multă mișcare. Și se pare, într-adevăr, că lucrările doamnei nu sunt deloc statice. Că nu există, chiar dacă ne uităm la o natură statică, există un dinamism interior al fiecăruia dintre aceste compoziții.
special compozițiile cu personaje ne sugerează foarte bine acest lucru. Există o serie de peisaje pe care vă rog să le remarcați, care au un fel de mister, un fel de taină. Mi-au amintit cumva de personajele, de peisajele lui de Chico. Există această, știu eu, această taină, acest mister al spațiilor, al locurilor. Vedem și cât un personaj care, un singur personaj în aceste compoziții, care accentuează această senzație. Chiar prezența acelui personaj poate dă și mai multă încărcătură de taină și de mister locului. Aș remarca de asemenea autoportrete, există și autoportret, pentru că evident o artistă care s-a format astfel nu putea să-și refuze autoportretul, dar există și portrete de copii realizate cu foarte multă gingășie, unele sunt mai naturaliste, altele sunt mai stilizate. Portretul este el însuși trecut prin mai multe filtre și prezent în mai multe moduri, prin mai multe tipuri de compoziție, de la, să zicem, un portret ușor caricatural din cel de acolo, până la portretele clasice, așa cum le vedem la maestri, în general lucrează maestri. Și uitam chiar asupra acestor portrete de copii care mi-au atras în mod special atenția. Natura statică, de asemenea, este un gen pe care doamna Nica l-a abordat și care de asemenea păstrează o nuanță de mister al spațiului, al locului și al obiectelor pe care artista le-a reprezentat. Vedem foarte frumoase naturi statice realizate în deosebi în tehnica uleiului, fiindcă așa este cel mai bun, dar cred că și pastelul, nu știu dacă există și în tehnica pastelului, abordat această temă. Artiștii care au făcut școală știu foarte bine cum să-și compună obiectele, cum să pună lumina asupra lor, cum să exploateze jocul lumină-umbră și, evident, cromatica este, știu cum să o folosească astfel încât sugestia pe care o transmit privitorului să fie cât mai puternică și impactul să fie cât mai bun. Eu sunt foarte bucuroasă și vă mulțumesc că mi-ați acordat încrederea de a vă prezenta această expoziție. Vă mulțumesc dumneavoastră celor care m-ați ascultat. Pentru mine este un moment important. Știți, eu în trecut, acum 10-15 ani, chiar m-am ocupat mai mult de artiștii născuți în jurul anilor 30. Această preocupare a încetat. Din păcate, mulți dintre acei maestri ne-au părăsit. Și eu am rămas totuși cu o nostalgie și cu gândul la acești oameni care, într-adevăr, au dăruit ceva culturii române și cărora cultura română, cel puțin până în acest moment, nu le este deloc recunoscătoare. Vă mulțumesc foarte mult și vă mulțumesc! Mulțumesc, doamnei Luiza Barcan, pentru felul în care a prezentat această mini-retrospectivă. Sala nu putea să cuprindă atâta de creație, că restul e acasă. Și până la colecționari, instituții, ați trecut în revistă fiecare perioadă și cu multă autoritate, adică ați caracterizat foarte frumos fiecare perioadă, fiecare gen și vă sunt recunoscătoare. M-ați intuit foarte bine și discursul a fost foarte legat așa și frumos. Mulțumesc, le așteptăm să vedem, sperăm să vedem și alte lucrări, sperăm să mai fie expoziții. Da, măi, fiul meu a ținut foarte mult să fac expoziție. Zic, măi, este o muncă extraordinară ca să faci o expoziție. Începând de la lucrul în sine, în rămatul, cheltuieli nemăsurate și, uite, de 4 ani tot fac cerere la Uniune și de-abia anul ăsta, după 3 discole și un îngheț, mi s-a aprobat și mie. În semn de respect mare. Așa. Și nu mai fac nicio expoziție. Zice, nu că o să creadă lumea că ai murit. Da, pentru că așa se gândește de ea. Da. Încă nu s-a petrecut lucrul ăsta, dar fiecare suntem doar băbat. Să fie mai departe și mai
să ne mai bucurați cu expoziția. Să vă iau la întrecere cu Wexler, care a trăit 107 de ani. Nu o să ating eu chiar așa o performanță, dar în sfârșit. Să sperăm!